Seara, giugiuveni! Bine v-am găsit la noua noastră emisiune, Suflet Tânăr. În fiecare marți la ora 21 pe Giurgiu TV. Eu sunt Teodora, iar ea este colega mea, Alex. Și suntem încântată să ne aflăm aici. O să ne cunoaștem mai bine, iar apoi o să începem să discutăm despre ce credem noi că e important în zilele noastre printre tineri. Pasiunile noastre și ce ne dorim să facem pe viitor. Teodora, care este cea mai mare pasiune a ta? Teatrul, și am descoperit-o de curând. Am ajuns în clasa nouă la liceu și nu știam ce vreau să fac în continuare. Simțeam că pur și simplu tot ce fac e să învăț și simțeam că am nevoie de încă ceva în viața mea care să mă tragă. M-am înscris la trupa de teatru a liceului. Atunci, la prima piesă, mi-am dat seama că e o pasiune foarte mare pentru mine și că sunt... îmi place să fiu pe scenă și sunt acolo trup și suflet. Și după m-am înscris la trupa de teatru a teatrului nostru, Todor Vianu, unde am cunoscut niște oameni extraordinari și am ajuns să fiu în figurație la piesa O noapte furtunoasă în company. Și ea este colega mea în piesă, așa ne-am și cunoscut. Da. Și pentru mine teatrul este o mare pasiune. De mică mă tot uitam la TV și speram că într-o zi, nu neapărat că o să ajung să joc într-o piesă, dar să fiu acolo la fiecare spectacol și să trăiesc momentul. Și încet, încet am ajuns să cunosc oameni super mișto și m-am înscris cu puțin curaj, pentru că nu eram deloc curajoasă înainte să mă deschid așa în fața mai multor oameni, și m-am înscris la trupa teatrului Tudor Vianu din Giurgiu. Da, a fost foarte ciudat, să știi, la început. Eram toți niște străini și am ajuns acolo fiecare cu povestea noastră. Că atunci ne-am împrietenit și am format o familie. Toată trupa e o familie. Da. Ce alte pasiuni mai ai în afară de teatru? O altă pasiune de-a mea, probabil, să desenez câteodată. Și desenatul ăsta merge către modă, într-un fel. Îmi plac foarte mult hainele și îmi place să mă uit așa prin colecțiile de lungul timpului, adică de runway. Mi se pare un lucru fascinant că poți să exprimi atât de multe chestii prin hainele pe care le porți și mi se pare că nu multă lume are curajul să exprime asta. Nici eu n-am curajul să exprim asta, adică încerc să mă încadrez într-un fel în normele astea ale societății, dar mi se pare că ar trebui ca toată lumea să aibă curajul să își exprime, să exprime cine e. Da, vezi, noi tinerii chiar suntem împinși așa să ne încadrăm în normele societății și nu știu cât de ok este pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem diferiți și e normal să fim diferiți. Da. Eu sunt motociclistă, după cum știi, e o altă pasiune de-a mea. Am descoperit-o tot când stăteam în pat și mă gândeam ce altceva îmi place să fac cu viața mea. A fost o luptă grea până mi-am convins părinții, dar am reușit. Da. Cum te simți atunci când conduci? Liberă. Să știi că am mai primit întrebarea asta. Mă simt în sfârșit liberă. Nu mai trebuie să mă încadrez în niște norme. Nu mai trebuie să mulțumesc pe absolut nimeni. Nu mai trebuie să fiu acolo pentru altcineva, ci singura persoană pentru care trebuie să fiu sunt eu. În momentul în care m-am urcat pe un motor, mama a crezut că o să mă răzgândesc, pentru că o să-mi fie prea frică. Când m-am dat jos pe el, mi-am zis că a fost primul moment în viața mea când m-am simțit liberă. Și știu că sună ciudat, dar cel mai mult în momentul de față am încredere în motorul meu. Și chiar dacă lumea ne denumește în mai multe moduri, cum ar fi că suntem teribiliști, donatori de organe și multe alte lucruri, cei mai frumoși oameni cu cea mai mare inimă
mi se pare că i-am cunoscut în comunitatea moto. Nu am văzut niciodată oameni care să nu te cunoască și să fie acolo pentru tine mereu. Ne-am găsit locul și așa mi-am format și o a doua familie pe lângă teatru și mă simt binecuvântată că am reușit să îmi găsesc locul. A tine? Cum este? Cu pictura, cu tot ce faci? Cel mai liberă mă simt când sunt pe scenă la teatru. Mă simt în largul meu și simt că acolo sunt eu și că pot să fiu tot ceea ce îmi doresc să fiu. E o experiență pe care nu pot să o descriu neapărat. E mai mult de a simți chestia asta. Mă simt în siguranță și mă simt ca acasă. E un sentiment de libertate, nu știu. Da, e important să găsești locul în care să te simți ca acasă, să fii acolo, trup și suflet, și să-ți dai seama că ești bine tu cu tine și cu lucrurile pe care le faci. Altceva, ce pasiune mai ai? Nu știu dacă e neapărat o pasiune, dar îmi place foarte mult să ascult muzică. Și mie. Multă controversie, e foarte controversală chestia asta, pentru că multe persoane cred că muzica nu e un hobby neapărat. Poate fi, dar în general, la fel, e mai mult o pasiune, practic, să asculți. Și mi se pare că prin muzică, nu știu, te eliberezi la fel și îți creezi acolo spațiul tău și te descarci de tot și toate. Da, vezi, noi tinerii și cred că și voi cei de acasă întâmpinați problemele astea. Avem nevoie de locuri în care să ne simțim liberi, pentru că poate la liceu nu simțim asta și în locurile în care suntem. Avem nevoie de locurile astea în care să ne simțim liberi și că în siguranță. Da. Pentru că nu ne simțim mereu liberi și în siguranță în locurile în care suntem. Tu ce părere despre asta? Te simți liber în toate locurile în care ești? Nu mă simt liber în toate locurile, dar important e să faci în așa fel încât să-ți creezi la un moment dat libertatea ta și să fii liber dinăuntru pe din afară, cum ar veni. Adică, spre exemplu, dacă am o zi proastă la liceu sau, nu știu, mă simt de parcă abia aștept să ajung acasă, încerc să îmi impun că doar eu mă simt așa, nu neapărat că doar eu mă simt așa, dar de ce să pun asta pe alte persoane? Adică poți să creezi ceva frumos și pentru alte persoane care sunt în compania mea, la liceu, spre exemplu. Adică dacă eu am o zi proastă, pot să nu înseamnă că și colega mea de bancă trebuie să aibă o zi proastă. Și încerc să fac în așa fel încât să, nu știu, să fac ziua mai bună. Însă, este foarte important să și comunicăm cu oamenii din jurul nostru, da, și să le spunem problemele, pentru că se acumulează frustrări de care ajung după să ducă la certuri mult mai mari și probleme în relațiile noastre cu alți oameni. De aceea trebuie să comunicăm și chiar dacă și-am învățat asta de curând, chiar dacă noi ne simțim prost într-o zi, și nu trebuie să părem fericiți doar pentru persoanele din jurul nostru. Nu trebuie să ne răzbunăm pe ele, bineînțeles, dar trebuie să știe în stările prin care trecem. E foarte bine să comunici, adică altceva e să spui că lasă-mă în pace sau nu vreau să vorbesc despre asta și alta e să te calmezi puțin și să iei subiectul din nou, băi, uite, m-am comportat așa pentru că, și să faci persoana să înțeleagă prin ceea ce treci sau ceea ce simți. Da, foarte important. Și trebuie totuși să înțelegi tu ca și persoană că persoana cu care vorbești sau care îi spui problema poate avea o viziune diferită față de tine. Da, real. La ce liceu ești? La liceul Tudor Vianu. Eu sunt la Colegiul Național Ion Maiorescu, clasa 10, amândouă, nu? Da. 16 ani. Da. Cum ți se pare liceul tău? Liceul meu, din punct de vedere,
din punct de vedere, adică educațional. Educațional, mi se pare pus la punct, pentru că față de ce am mai auzit, la noi chiar se lucrează, adică ne stresează profesorii și nu în sensul rău. Ne stresează într-un sens productiv și ne fac să înțelegem că așa ar trebui să fie și că totuși liceul nu înseamnă doar distracție și prieteni și... Adică ne ajută într-un fel să ne gândim și la viitor. În general, un profesor, când am terminat, profesor pe care nu prea l-am avut la inimă, mi-a spus la finalul clasei a 8-a, înainte de valoarea națională, că profesorii duri sunt cei ținuți minte. Și chiar este adevărat. Toți profesorii care au fost puțin mai duri cu mine sau și-au pus acolo amprenta și m-au făcut să învăț ceva, pe cei am ținut minte, nu pe cei care erau drăguși și da. Nu își puneau acolo amprenta cu ceva. Da. Și n-am mai urescu. Nivelul educațional este foarte bun. Am auzit multe chestii, ca și cum că nu s-ar învăța, că nu se fac ore. Este total fals. Vine la un copil care este clasa 10-a, la filologie engleză intensiv. Orele se fac. Nivelul este foarte bun. Chiar nu mă așteptam. Adică sunt mulți copii care vor să învețe, sunt mulți copii care vor să facă ceva pe viitor, sunt mulți copii care își doresc să facă ceva cu viața lor și să devină cineva. Din păcate, singura problemă e că nu știu de unde să pornească și asta vrem noi să facem la emisiunea noastră, până la urmă, să facem cumva tinerii să afle ce pot face pe viitor și cum să pună fiecare treaptă pentru a ajunge acolo unde își doresc. Da. E important, nu neapărat să știi ce vrei să faci, e important să... Știi ce îți place? Ceea ce îți place să faci? Pentru că și eu sunt la fel. Eu habar nu am ce vreau și pe ce ramură vreau să mă îndrept, dar știu că pasiunea mea pentru teatru nu o să moară niciodată și mereu mă gândesc să mă duc spre teatru, pentru că până la urmă nu o să mă uit la chestia asta ca un job. Și o să mă gândesc, adică o să mă gândesc, azi am repetiții, astăzi am spectacol, nu o să mă trezesc cu gândul, astăzi trebuie să mă duc la birou, sau nu neapărat că birou să lucrez la birou. Pentru tine, da, pentru tine. Pentru mine, pentru că e foarte important să te simți bine și să ai un loc confortabil în care să te desfășori. Da, e foarte important să faci munca cu pasiune. Adică am văzut foarte mulți oameni nefericiți în locurile lor de muncă pentru că nu au făcut ce își doreau și nu, nici măcar nu s-au îndreptat puțin pentru că poate părinții au influențat să facă ce își doreau ei în tinerețe. Și am văzut oameni frustrați pentru că nici măcar nu au încercat să ajungă acolo unde își doreau. Și au pus direct, au ascultat ce zice lumea și etichetele astea sociale, le-au ascultat și nu e ok să prinzi frustrări pentru că nu faci ce ți-ai dorit. Nici eu nu știu ce vreau să fac pe viitor. Am încercat anul ăsta să intru prin toate ramurile, să știu ce vreau să fac. Încă nu am descoperit. Încă mai am timp tot anul să descoper și să-mi dau seama, pentru că chiar îmi doresc să fac în viața mea ceva care să schimbe, nu neapărat pentru alții, cât pentru mine și psihicul meu. E foarte important să faci ce-ți dorești, pentru că asta îți aduce fericire. Tu nu erai fericită atunci o lună și jumătate când am lucrat de dimineață până seara la teatru. Am fost extrem de fericită și am simțit, nu știu, că asta vreau să fac toată viața. Mi se pare un lucru minunat. Depinde și că am avut ocazia să fiu într-un grup și într-o echipă foarte minunată. Și un regizor extraordinar. Da, o echipă minunată de oameni. Actori și oameni, în primul rând. Da.
Chiar dacă diferența de vârstă era destul de mare, că noi suntem niște copii și facem parte din figurație, ei, fiind actori cu o facultate, cu niște cursuri în spate, se vede că știu ce fac, au fost acolo pentru noi. Ei, oamenii ăștia chiar au fost acolo pentru noi și niciodată nu ne-au făcut să ne simțim prost, că ei știu mai multe decât noi. Și cursurile pe care le facem cu ei sunt extraordinare, cursurile în sine, aflăm foarte multe lucruri, mai ales despre noi. Ai observat că jucând un personaj și trecând de la o stare la alta, fiind acolo și tu în viața de zi cu zi poate ești total altfel, poate stai în ultima bancă și ești timid și nu scoți niciun sunet, în momentul în care treci la un personaj care este foarte... foarte popular, de exemplu, cu uite, tu joci o fată de genul în următoarea noastră piesă, te transpui cu totul și scoți ceva din tine ca și cum ai fi acolo și tu poți să fii persoana aia. Da. Te cunoști foarte bine. Încep să îți dai seama cum funcționezi tu ca persoană și cred că încurajezi toți copiii să vină la cursuri de teatru. Cred că o să se mai facă o audiție cumva la anul pentru copii. Da. Încurajez toți copiii să meargă la teatru. Este acel loc în care te descoperi și îți dai frâu liber să fii oricine vrei tu să fii. E locul în care efectiv tu spui tot sufletul așa pe tavă și îți înconjoară din niște oameni extraordinari care fac același lucru și ești acolo trup și suflet. Adică la primul curs de teatru, când ne-am așezat toți în cerc și primul lucru pe care trebuie să facem a fost să ne prezentăm, m-am simțit foarte liberată, deși mie era foarte frică de voi, să știi. Era foarte frică de voi. Simțeam așa că o să mă atacați, monștri, știi, așa în fața mea. Erau niște oameni necunoscuți care puteau să se folosească de lucrurile de care eu mă simt așa atacată și care sunt mai sensibilă, știi? Da. Dar pacea mea a seama ce echipă minunată avem. E o echipă extraordinară. Mie mi-a fost foarte greu să... mă deschid în fața voastră, adică mi-a luat vreo 2-3 cursuri bune până am reușit să mă deschid, dar după ce am făcut-o m-am simțit acceptată într-un fel și am simțit că ar trebui să fiu acolo. Înțelegi? Adică e foarte important să înveți să accepți o persoană așa cum e și să accepți mai multe păreri și da. E foarte important să știi, să accepți într-un mod frumos poate o părere pe care nu ai accepta-o în prima fază. Da, când am ajuns la teatru, m-am trezit în echipa asta cu niște persoane pe care le judecăm fără să le cunosc, sincer. Cred că tuturor ni s-a întâmplat să facem asta, nu? Da. Și când am ajuns acolo și mi-am dat seama că sunt cu persoanele astea, m-am comportat normal, atunci ne-am cunoscut, știi? Auzisem prea multe opinii de la alți oameni și cumva mă lăsasem acaparată de ele și mi-am dat seama că oamenii sunt diferiți și tocmai pentru că sunt diferiți, de aceea suntem atât de frumoși, pentru că suntem diferiți și lucrurile pe care le facem și le creăm sunt diferite. Pentru că dacă am creat toți același lucru, n-am ajunge nicăieri. Fiecare este priceput pe o anumită ramură și creează lucruri pe ramura aia. E foarte important să accepți oamenii din jurul tău și să-ți dai seama că suntem diferiți cu toții. Și noi două suntem diferite, dacă te uiți așa la noi. Și, de fapt, când ne-am cunoscut bine, ne-am dat seama cât de asemănători gândim și părerile pe care le avem sunt asemănătoare, opiniile noastre. Și cooperăm foarte bine. La tine, specific, am simțit primul click când te-am cunoscut. Adică știam că o să ne înțelegem bine. Și am avut așa sentimentul ăla că ești o persoană, chiar ești o persoană foarte frumoasă, nu neapărat fizic, pentru că
în zilele de azi nu contează, da. Ba, contează, adică tinerii din ziua de azi cel puțin se uită la persoane fizic. Și le judecă fizic. Exact. Dar frumusețea reală e în interior și să știi să o expui așa cum e. Da, știu că ai venit la mine și te-ai stat la mine și ai zis, Doamne, cât de frumoasă ești, dar nu ne cunoșteam, ne cunoșteam de 5 minute, cred. A fost așa, a fost prima persoană în viața mea care a venit așa direct la mine. Dar și-am simțit că o să ne înțelegem bine. Chiar dacă să știi că multe persoane spun că par fițoasă, ți s-a întâmplat și ție 100% să te judece oamenii așa, fără să te cunoască. Că mereu mi-am dorit să le arăt oamenilor că frumusețea vine din interior și știi cât de important e să ai un zâmbet așa mare și primitor încât oamenii să simtă că sunt acolo bine și că au la cine să se ducă când este ceva. Adică să știi că un om frumos poate să pară frumos doar prin faptul că zâmbește și este bun și este acolo pentru tine în orice situație. Nu pot să zic că frumusețea fizică nu contează. E importantă că oamenii se uită la asta, cum ai spus și tu, în momentul de față, oamenii cel mai mult se uită la frumusețea fizică, care este importantă într-un fel. Oricum, eu am mers mereu pe premisa că toți oamenii sunt frumoși, pentru că fiecare om are ceva special care îl face frumos. În toate lucrurile pe care le facem zi de zi, trebuie să existe un echilibru care să fim așa pe pământ, să nu ne ducă prea departe. Și la fel și cu frumusețea fizică și cea psihică, cea interioară. E important să fii pe linia de plutire cu toate, să fii la egalitate. Pentru că degeaba ești frumos dacă ai un suflet urât. Pentru că mereu am avut părerea că oamenii urâți sunt cei care au un suflet urât. Nu ți s-a părut că oamenii care sunt răi efectiv emană răutatea încât par foarte urâți? Se urâțesc așa dintr-o dată. Când arunci vorbe și spui chestiile despre ceilalți oameni, te urâțești. Corpul tău așa e cu totul prins într-o bulă neagră. Da. Și, na, important. Contează să fii bun în zilele noastre, pentru că, cel puțin mie, mi se pare că s-a dus, mai ales între tineri, bunătatea și să fii modest. Nu neapărat modest așa la bani, că, bă, nu-ți dau din sandwich-ul meu sau chestii de genul, dar mi se pare că ar trebui să fii bun și să accepți, la fel cum am zis, să accepți alte păreri. Mi se pare că mulți tineri nu acceptă altceva decât părerea lor și doar ei au dreptate. Exact. Dar să știi că astea pornesc din niște traume care sunt acolo în spate și trebuie descoperite. Știi că, cred că și ți-e spuneam mama ta când erai mică, nu, cred că e imposibil, când veneam acasă și spuneam, uite mami, copilul ăsta a fost rău cu mine. Îmi spunea mereu că da, să știi că poate el a avut ceva în suflet și n-a putut să spună, așa că a ales să fie rău ca să se elibereze. Cred că suntem la vârsta cu toții în care putem să ne dăm seama dacă noi facem anumite alegeri și lucruri, pentru că ceva din interiorul nostru ne afectează. Au fost multe momente în viața mea în care m-am certat cu oameni și am renunțat la persoane, doar pentru că ceva din interiorul meu durea foarte tare, mă durea și simțeam nevoia să mă cert cu oameni și să... Credeam că dacă îi îndepărtez pe toți, eu o să rezolv și nu o să mai mă doară. Doare și mai tare. De-aia e important să știi cum să acționezi și să ai balanța asta între lucrurile pe care le faci și cum le gândești și să vorbești cu oamenii din jurul tău și să spui ce pățești, pentru că, da, suntem vulnerabili. Suntem într-o lume care este în continuă mișcare. Oamenii nu te așteaptă. Oamenii se duc înainte, tu poți să rămâi înapoi. E o continuă mișcare și suntem vulnerabili mișcării acestea. E mișcarea asta care
tot merge și începe să alerge, scuze, și tu trebuie să ții pasul cu ea. E foarte greu să ții pasul cu ea. Simți așa că trece pe lângă tine și suntem vulnerabili și e fix vârsta la care suntem foarte vulnerabili. Așa că chiar dacă simțim vulnerabilitatea asta pe lângă noi, tot trebuie să facem cumva să ne eliminăm. Da. În primul rând trebuie să te cunoști pe tine și să pui stăpânire într-un fel pe ceea ce ești și pe cine ești. Să te înțelegi în primul rând pe tine și apoi să înțelegi părerea altor persoane despre problema ta. E foarte important să știi unde te afli tu cu tine și să încerci să lucrezi prima dată cu tine și să îți impui cumva niște reguli. Adică, poate dacă azi am o zi proastă, zic, nu am chef să fac patul, spre exemplu, să stai puțin, să te gândești și să zici, dacă nu-mi fac patul, cine o să-l facă până la urmă? Exact. Adică trebuie să fii tu acolo pentru tine. Exact, e foarte important să fii tu acolo pentru tine. De foarte multe ori m-am trezit dimineața și am spus, nu mai pot. Am învățat toată noaptea, am dormit 2 ore, eu astăzi nu o să fac nimic. Trebuie să mă duc la liceu, sunt praf și m-am ridicat din pat și mi-am dat seama, ok, trebuie să fac asta, sunt obligată să fac asta. N-am învățat degeaba, trebuie să iau 10 la testele alea. M-am ridicat, m-am machiat, m-am îmbrăcat, chiar dacă aveam chef să-mi iau un hanorac pe mine, m-am îmbrăcat frumos și m-am dus acolo pentru că trebuie să fac chestiile astea. Pentru că chiar dacă ne trezim într-o stare proastă și toți avem momentele noastre, normal. Da. Adică cine nu se simte rău câteodată, cine nu se simte bine cu corpul lui câteodată, cine nu se trezește dimineața și spune, ok, eu n-am chef să fac nimic. E important câteodată, știi, să te accepți. Și da, să accepti zilele când, ok, eu nu vreau să ai nimic. Dar e și important să te ridici în momentul în care zici că deja asta se întâmplă de prea mult timp. Da, e foarte important. Adică, dacă nu o să faci tu asta pentru tine, cine o să facă? Exact, cine o să facă? Da. Nu e nimeni acolo să o facă. De aceea e important să faci toate chestiile astea tu cu tine și pentru tine. De-aia suntem la emisiunea asta Suflet Tânăr, pentru că cred că tinerii merită aduși așa la suprafață, să oamenii trebuie să-i cunoască și cred că toți avem o voce care trebuie auzită. Toți oamenii din jurul nostru au o voce care merită auzită. Pentru că toți avem trăiri și lucruri care ne fac special sau mai puțin special și sunt importante, toți avem nevoie de păreri, de chestii bune în viața noastră, chestii rele în viața noastră, că sunt importante că avem ce învăța. Am învățat toate chestii din chestiile proaste pe care le-am făcut, din greșelile pe care le-am făcut în viața mea, am învățat atâtea lucruri. Pentru că sunt importante, ce tu n-ai făcut greșeli. Oh, și câte. Dar e important să înveți din greșelile alea și să le pui la punct într-un fel și să-ți impui că, bă, n-o să se mai întâmple pentru că poate mă afectează pe mine sau afectează pe altcineva. Exact, exact. Da. E important să fii tu cu tine bine ca să poți să fii cu ceilalți. Da. Pornind de la discuția noastră cu liceul și cât de bine ne simțim. Da. Te simți acceptată în comunitate, în societate? Am început să cred de la o perioadă de timp. Înainte la fel gândeam că încercam să mă schimb așa, să mă comport încât să mă placă lumea și chestii de genul, dar de la o perioadă am început să, atât timp cât eu mă accept pe mine, totul e ok. Nu trebuie să fiu acceptată neapărat. Sunt ok cu chestia că, bă, nu trebuie să fiu acceptată de toată lumea. Da, e ok să nu fii acceptată.
E ok ca oamenii să nu te placă. E ok ca unele grupuri să nu fie acolo pentru tine. E ok să ai prieteni și să te trădeze. E ok să fii într-o relație și să simți nevoia să ieși din ea. E ok, toate sentimentele astea sunt ok pentru că suntem oameni. La fel ca tine am avut perioada mea în care am zis că trebuie să mă schimb pentru oameni. Trebuie să fac niște schimbări radicale pentru că oamenilor nu le place cine sunt eu. Cum a fost trecerea asta din clasa 8-a către a 9-a, generală, liceu? A fost ca o mare eliberare, că m-am gândit n-o să mai fiu cu aceleași persoane și n-o să mai trebuiască să mă comport într-una, să mă placă sau să mă fac plăcută în clasă și am simțit dacă acum la liceu o să arăt cine sunt cu adevărat și o să mă simt bine, ori mă plac și o să ne înțelegem și dacă nu, eu tot ok, sunt eu cu mine și ai fost tu cu tine, asta e important, ai fost tu cu tine, adică te-ai comportat exact așa cum îți doreai tu să fii și ai fost exact cum ai fost, ai vrut tu, nu? Da, și e mult mai bine decât să îți faci griji în fiecare zi că, vai, dacă o să spun asta și nu o să-i placă persoanei alea sau dacă mă îmbrac așa și nu o să-i placă persoanei respective. Știu ce zici. La fel a fost și pentru mine. A fost eliberarea de care aveam nevoie. Deci eu mi-a dat așa o palmă să-mi dau seama unde mă aflu totuși. Pentru că aveam așteptări puțin cam prea mari, adică eram așa viața de liceu. Te duci acolo, îți îmbraci cum vrei, nu te judecă nimeni, te îndrăgostești de cel mai cool băiat filmei. Barbie, unde mă credeam? Dacă mi-a dat așa o palmă, nu e chiar așa. Dar am învățat foarte multe. Pentru că prin palma asta mi-am dat seama că nu trebuie să te schimbi pentru absolut nimeni și oamenii fac parte din etapele vieții noastre. Oamenii vin, te învață o lecție și după aceea pleacă sau viața îi dă la o parte din lângă noi. Pentru că fiecare om e o lecție și fiecare întâmplare a noastră o lecție. Și pe premiza asta merg de un an încoace, chiar doi, că oamenii vin și pleacă și noi tot ce trebuie să facem e să luăm partea bună și să învățăm de la fiecare în parte lecțiile pentru că pe viitor să avem așa un cumul de lucruri învățate și să ne aducem aminte, băi, oamenii au fost acolo la un moment dat și chiar dacă mi-au făcut rău, bă, am avut ce învăța. Este important. Cum te simți în colectivul tău acum? Mă simt bine, sincer, adică la începutul clasei a noua nu mă așteptam să fiu așa, să mă integrez așa de bine și să mă înțeleg atât de bine cu colegii mei, dar mă simt destul de confortabilă în clasă și în liceu în general. Da, și pentru mine la fel. Având mai multe grupuri e destul de greu pentru că am gașca mea cu motocicliștii, gașca mea din clasă, mai am și prieteni pe lângă, am teatru, prieteni mei din teatru. E greu să, nu trebuie să, am încercat să îi unesc pe toți, n-a ieșit, nu iese, nu poți să unești mai mulți oameni doar ca să fii tu, așa că trebuie să te împarți pentru fiecare în parte, să fii peste tot. Da, n-a fost ușor la început, dar după stai zma că important ești tu și cum te simți tu și oamenii trebuie să te înțeleagă. Dacă nu te înțeleg, înseamnă că nu sunt făcuți pentru tine, nu? Da. Eu înainte, când încercam așa să mă dau pe lângă toată lumea, să mă fac plăcută de toată lumea, aveam impresia că ar trebui să mă știu cu multă lume și să fiu prietenă cu foarte multă lume. Dar am ajuns să realizez că până la urmă nu trebuie să am o grămadă de prieteni. Dacă am 2-3 prietene foarte bune, atât am nevoie și
Restul ne înțelegem și suntem amici, dar e important să ai încredere într-o persoană și să fii confortabil cu cineva. Da, și asta e important. Fix în clasa 8-a mă gândesc acum cât dorința mea de copil să fiu cunoscută și să am mulți prieteni. M-am înscris, am ajuns fotograf la Interact, e o organizație. Din nou, copii, vă încurajăm, invitați în organizații pentru că de voluntariat, pentru că vă ajută maxim să vă creați pe voi și să învățați foarte multe lucruri, cum ar fi public speaking. Nu știam să vorbesc în fața oamenilor, mă pierdeam. Teatru m-a ajutat enorm. Interact, cursurile de PR, pentru că am fost agent PR, m-au ajutat enorm. Toate lucrurile pe care le poți face ca să te aducă undeva în momentul în care termini și 12 ani de școală și atunci ai momentul în care îți dai seama toate lucrurile, realizezi toate lucrurile pe care tu le-ai învățat și pe care tu le ai în folosință acum, pe care tu poți să le folosești, că na, le știi acum, da. Sunt foarte importante. La sot am intrat fotograf la Interact și după am ajuns membru activ. Am cunoscut foarte multă lume, așa, pentru că copiii de acolo erau din liceu și eram foarte fericită că în sfârșit cunosc foarte multă lume și am foarte mulți prieteni. Acum, clasa 10-a fiind, sunt încă din în Interact, dar nu mai gândesc la fel. Opinia mea e diferită de atunci. M-am schimbat, logic, cum și tu, sigur, te-ai schimbat. Nu mai sunt de părere că te stai atâția oameni în jurul tău ca să fii fericit. Pentru că ceea ce te face fericit ești tu ca persoană. Și e mai bine să știi tu ce vrei să faci cu tine decât să primești sfaturi de la oameni care poate nu te cunosc cum ești tu pe interior, știi? Pentru că poți să te avea toți oamenii din jurul tău să fiți așa prieteni buni, să știe toată viața. Sunt niște păreri superficiale. Sunt niște opinii superficiale, sunt fără ca oamenii să aibă influență rea, adică poate ei nu vor asta, dar automat niște păringhi superficiale când ei nu te cunosc pe tine cu totul. Nu, și cred că și tu ai simțit asta, nu? Când ai dat de foarte mulți oameni care își dădeau cu părerea. Da. Am învățat la fel, să nu prea am peste de ce părere au alții și să accept opinia lor. Nu neapărat, adică eu n-aș purta ce porți tu și probabil nici tu n-ai purta ce port eu. Și este ok, pentru că fiecare e așa cum e, înțelegi? Exact. E important să te accepti și pe tine și, cum am zis, să accepti și altceva. Da, știu ce spui. E important așa să știi ce să iei de la fiecare, cum am mai spus. Și alte chestii pe care le faci? Nu prea fac o mulțime de chestii. Am un program foarte liber. În afară de teatru, nu prea fac altceva pe lângă. Da, e foarte bine. Eu am intrat în toate lucrurile pe care le puteam face în Giurgiu. Pentru că din dorința asta de a fi undeva și de a găsi ce îmi place să fac, am fost în Crucea Roșie. Sunt în Interact, în Consiliul Elevilor, sunt la teatru. Acum mi-am răgărit în ele, sunt mult mai liberă, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de momentele mele cu mine. Nu simți nevoia că ai nevoie de momentele tale cu tine? Ba, da. Și e foarte important să ai momentele astea cu tine. Da. Poate trebuie să rugăm publicul să ne scrie pe Instagram și să ne spună ce vor să audă în emisiunea la noi, nu? Pentru că vocea oamenilor chiar este importantă. Adică noi mai aici... tinerilor, adică mulți oameni, mulți adulți, cred că generația asta e așa, o generație de pe zi pe alta, adică nu prea o să face mare lucru, dar sunt copii cu adevărat minunați și care își doresc o mulțime de chestii și să facă ceva cu viața lor și să schimbe ceva în lume.
Da, e cunosc atâția tineri care nu au avut ocazia să se deschidă și fix asta vrem să facem, să aducem aici tineri, oameni care îi pot ajuta și îndruma, vrem să aducem cât mai mulți oameni influenți din orașul nostru, care au ajuns și au făcut ceva cu viața lor, să ne vorbească cum au reușit să... Să crească, pentru că sigur și ei au întâmpinat probleme și lucruri care au făcut să se simtă nu așa bine în parcursul vieții lor. Dar da, e important să auzim și părerea publicului, nu? Mai ales tineri. Putem să aducem mulți tineri. Putem să aducem tineri care vor să facă ceva și până acum n-au găsit locul în care să se exprime. Așa că dacă aveți talente, nu neapărat speciale, că toate talentele sunt speciale. Pictați, mergeți la teatru, cântați la un instrument sau cu vocea, orice alt talent. Dați-ne mesaj și poate chiar tu vei fi data viitoare în... emisiunea noastră. Da. Nu crezi că e important să aduce tineri în față? E foarte important, pentru că mulți tineri, la fel minunați, se închid în ei și nimeni nu știe cât de minunați pot fi și câte lucruri pot face și câte lucruri fac, de fapt. Da, se ascund acolo în colivia lor. Da. Și... Încearcă să fie plăcuți, să nu cumva să treacă în extrema cealaltă. Foarte mulți copii cu talente foarte speciale sunt timorați că au aceste talente. Am văzut copii cu abilități extraordinare la un instrument, pentru că și eu am făcut pian. Și cum ar fi vioara și le erau rușine că știu să cânte la vioară, doar pentru că standardele și alți adolescenți au o părere proastă despre un instrument extraordinar. Da. Adică te cumva să găsim locul și modul prin care putem să ne exprimăm. De aceea adolescenții sunt foarte importanți pentru că au idei senzaționale și talente care merită exploatate. Au idei care pot duce mai departe, dar din nou societatea cumva le astupă. Da. E foarte greu să arăți ceva frumos în zilele noastre, pentru că focusul e numai pe chestiile rele și pe partea nașpa situației. Uite, știi că în alei la un moment dat erau panourile alea unde puteai să faci graffiti pe ele? Da. Au fost puse, pentru că tinerii începuse să vandalizeze spațiile. Din păcate au fost puse abia după, din fericire au fost puse. Vezi, cred că sunt și acești tineri care se simt închiși și simt nevoia cumva să se elibereze. Cred că de-aia fac toate chestiile de genul. Da. Cred că de-aia desenează, pictează whatever pe pereți. Poate de-aia simt nevoia să iasă și să se certe cu toată lumea. Poate de-aia sunt în comentarii și dau hate. Pentru că simt nevoia să se exprime. Și, din păcate, nu le dă nimeni oportunitatea asta de a se exprima. Adică, ce, tu în viața ta ai simțit că toți oamenii îți dau oportunitatea asta de a-ți exprima opiniile, mai ales că tu ești copilul ăla mic și prost, așa, e, da. O copiii nu au opinii. Dacă copiii ăștia devin adolescenți și adolescenții ăștia devin adulți, care cumva... devin plin de frustrări pentru că nu au reușit să se exprime. Și noi suntem un caz fericit pentru că facem activitățile pe care le avem și suntem azi aici să vorbim fața unei comunități până la urmă.
și să ne, astăzi să ne spunem opiniile și părerile și cu ce ne ocupăm noi în viața de zi cu zi. Însă sunt mulți tineri care nu au oportunitatea asta. Sunt mulți tineri în spatele ecranului care se uită la noi și se întreabă, ok, eu cum fac asta? Și de-aia suntem aici, ca să le spunem cum să facă asta. Sunt foarte multe întrebări. Subconștientul nostru are foarte multe întrebări. Noi avem foarte multe întrebări pentru oamenii din jurul nostru și poate simțim rușine să le adresăm. Adică când am ajuns la teatru aveam atâtea întrebări pentru actori, regizori, scenografi, nici nu știam că există atâția în spatele unei piese de teatru. Există atâția oameni frumoși care reușesc să facă ceva extraordinar și noi știm ce mai bine că ne-am luat și hate pe piesă. Da. Adică au fost oameni care nu le-a plăcut. Au fost oameni care nu au apreciat, dar bun, rău, piesa în sine, bună sau rea, s-a muncit. Din perspectiva mea, a fost o piesă extraordinară, reală. Mai ales actuală, chiar dacă actuală, avut... adică da. Totuși o noapte furtunoasă, totuși o piesă destul de veche, totuși și o adaptare reală. O adaptare a zilelor noastre 2024, toate lucrurile care sunt spuse în acea piesă se întâmplă în zilele noastre. Toată lupta politică, toate momentele astea de nesiguranță, de iubiri pierdute, certuri, mahala până la urmă. Na, caragiale. Toate astea sunt și acum, pentru că suntem oameni. Și lucrurile astea există, cât am vrea noi să le dăm la o parte. Fac parte de noi și din decursul vieții noastre. Sunt acolo și nu o să dispară niciodată. Așa că, da, vă încurajăm să mergeți la o piesă la noapte furtunoasă în companie, pentru că pentru mine a fost cea mai mare oportunitate din viața mea. Cred că și pentru tine, nu? Și la fel, da. Să joci într-o piesă cu niște actori extraordinari. A fost o oportunitate imensă, mai ales pentru că îți dezvolți story, zonturile. Cum te-ai simțit când ai văzut atâția oameni care te aplaudă la sfârșit? M-am simțit foarte fericită. Am avut așa un moment de... Nu neapărat extaz, dar am simțit că sunt apreciată și că munca din spatele meu, cum ar veni, este apreciată și văzută și înțeleasă. Da. Erau atâția oameni, s-au ridicat în picioare și au venit atâția oameni cu flori la noi. A fost genial, n-am crezut. Când eram mai mică, m-a dus mama la o piesă de teatru, la Teatru Tudor Vianu și nu mai știu cum se numește, ceva cu o stea. Deci habar am cum se numește. Am uitat. A fost prima mea piesă pe care am văzut-o și atunci mi-am dat seama că vreau să fiu acolo pe scenă. Și cumva am reușit. Știi, când m-am văzut acolo pe scenă, mi-am adus aminte de Teodora din public, care și-ar fi dorit. Adică știi ce mi-am dat seama? Că Teodora, copilul Teodora ar fi mândră de cine am devenit. Și important. Da. Tot ce facem ne aduce într-un punct și tot ce facem trebuie să fim mândri pentru toate lucrurile pe care le facem. De aceea suntem aici, de aceea facem această emisiune, pentru că tinerii merită să aibă libertatea de a se exprima și ne dorim ca toți dintre voi să puteți să vă exprimați exact așa cum vă doriți. Așa că ne vedem martea viitoare. La ora 21 pe Giurgiu TV. Pe Giurgiu TV. Urmați-vă visurile și fiți frumoși, nu? Da. Pa!